Salut tuturor, Responsator, și bine ați venit la un nou episod din Assassin's Creed Unity. Ultima dată când ne-am întâlnit, am terminat prologul, adică de-abia am fost introduși în joc. Și sincer a fost destul de mișto până acum, de zi ce ne așteaptă. Da, știu că mulți mi-au spus, bă, dar vezi că tu nu erai de fapt în Paris, că nu știu ce mi se... Da, am citit în comentarii. Știu, dar dacă ce vei să fac eu... Cum să zic, eram obișnuit cu anumite chestii, credeam că tot jocul o să aibă loc în Paris, pentru că nu prea am fost atent la ce scrie în margine, dar... Bine, de obicei nu prea sunt atent la textele care apar ușor. Dar am schimbat pe controller să văd how it feels și, sincer, e destul de fun. Destul de bine. Vedem acum cum... Nu știu, mamă, ce cu mulțime ai acolo, boss. Bine că n-am eu treabă acolo. Clar n-am treabă acolo, așa că trebuie să mă duc tocmai în față. Mai în față. Știu, nu știu, erau franci monezile, știu, mi-a spus cineva de legat de monezi. Bă, vezi că nu sunt franci. Vezi că nu sunt, nu știu ce ai spus tu. Frate, eu mă gândeam la moneda din Assassin's Creed 2, numit Florin sau Forin sau dracu știe ce erau. Așa că deal with it, nu... Don't be a hater and... da. Ok, ia să vedem noi unde NPC-ște să mergem. O să fie puțin mai greu să mă obișnuiesc imediat cu controllerul, dar nu e neapărat, pentru că dacă am jucat Assassin's Creed 4 fără nicio problemă cu controllerul, pe să spun că nici cu asta nu voi avea problemă. Așa că... Hai să... Hop așa. Un pic, pentru cei interesați cum merge jocul, că tot mă întreba lumea cum merge jocul. Păi jocul merge destul de bine, în sensul că am gen între 20 și 60 de frame-uri, cu setări aproape pe ultra high, să zicem așa, cu niște mici modificări date pe la, nu știu, pe la texture filtering ăla sau ce-o fi, și ambient occlusion-ul puțin mai scăzut, dar în rest ok. Și duce destul de bine, adică se încălzește placa video până la 80 de grade, ceea ce e perfect normal. Ținând cont că am un wind force, ar trebui să țină. Ia, hai să facem o micuță sincronizare dacă tot stăm la capitolul ăsta. Dacă suntem aproape, de-aia zic. Aproape. Încă puțin. Uite, de exemplu, acum am 60 de frame-uri. Și dacă jocul ăsta nu rulează 60 frame-uri, my ass. Ok, sincronizare. Wow. Foarte, foarte șmeche, n-am ce să spun. Foarte tare. E, așa da. Așa da. Uite, până și asta aș putea spune că e Notre Dame, la cât... Bine, uite, de fapt, cred că e cealaltă din spate. Da, mai mult ca sigur e cealaltă din spate. Scuzați-mă, nu am călătorit atât de mult prin lume și nu m-a interesat atât de mult lucruri de genul ăsta, așa că nu m-am interesat prea tare. Ok. Prefer să cobor the old fashion way decât să țopăi ca un nebun într-un car cu fân, pentru că nu are rost, pentru că misiunea e aici și te-aș vei sărit undeva mai prost. Asta o să fie greu. Șurel. Șurel și... se pare că a reușit. Sunt curios cum se va dezvolta povestea. Pentru că, ce pot spune, în 3 episoade deja noi am ajuns la niște lucruri destul de mari, să zic așa. Credeam că o să cad până jos. Sunt bine. Sunt perfect ok, deci n-am nicio treabă. Rebirth. Ok. Difficulty 2 puncte. Deci asta se referă dificultatea zonei sau ceva de genul. Acele doturi. Dar le zic așa. Și cum s-ar presupune să-mi dau eu seama unde trebuie să merg? Bine, dacă n-aș fi avut chestia aia. Că pe bune, cum îți dai seama? Saint Chapel. Oh my god, mergi la capelă. Păi sunteți sigur că e bine să profanăm biserici în halul ăsta? Arată bine. Ușurel?
Eagle Vision. Bă, nu știu. What's the light supposed to illuminate? Stai, ce? Sunt chestii care se mișcă pe ei sau ceva? Ia stai. Poate dacă mă sui mai sus. N-am un micuț deja vu. La Assassin's Creed 2 și Brotherhood. Legat de chestiile astea. Dacă mai țineți minte. Bine că am uitat Steam-ul deschis. Așa. Opa. Cerc plus. Și aici e la fel? A, nu mai pot să folosesc Eagle Vision-ul. Și cu dâra aia ciudată. Nu știu, frate, încearcă să ți-l bage în fund. Vezi ce se întâmplă, doamne, te pui întrebări. O să vedem imediat, ai răbdare. Shit, cred că trebuie să mergem acolo. Yep, coboară. Iii, ia ce e aici. Presum că îl punem acolo, nu? Inserează-l, goddammit! Atât! E sigur că trebuie și învârtit, eu cred că doar trebuie așezat. Să fie simbolul pus bine, da? Hai, whatever. Avem un biserică într-o biserică într-o biserică, wow! What the hell? Chestia asta este un loc magic. Să fiu de mai înțeleg ceva. Am chicat. Bate lumina acolo. Aud un click, cred că e cu timp. Fu. Hai mă, ce faci? Pe bune, Arno? Oh my god, jur că am salvat pe Arno. Da. Am pierdut timp. Jesus, Arno, pe bune, frate. Credeam mai bun de atâta. Adică se poate cățăra pe orice dacă vine vorba de un anumit, de un amărât stâlp, nu vrea să coboare, pentru că da. Așa. Da, m-am prins, lasă de ce merge cinema, adică de cât am câte secunde am pierdut. A, bine că acum v-ați hotărât să cădeți voi. Vai să-mi bat picioarele. Jocul ăsta e un troll absolut total. Hai mă, suie. Faci și parcă zici că vei să violezi peretele. Așa. Jur că am să-l bat pe acea persoană care mă tot spamează pe Steam. Am să-l bat. Efectiv, am să-l bat. Hai, please. Așa. Oricum, tot nu înțeleg care ar fi faza cu chestia. Așa. Învârte asta din nou. Pe bune, frate, ce înseamnă asta? Asta e bătaie de joc. E sigur că e safe? Adică pe bune. Ok, s-a aruncat, da, da, stai ce să-i faci. Ciudat. Wow. Salut. Am că, what the fuck, ăla-i cumva Ezio? Pare fi Ezio. Are aceeași barbă, dău. Took you long enough, pisspot. What is this place?
The sanctuary. Așa. A place we can train and prepare away from the eyes of our enemies. Wow. Didn't we just escape from a dungeon? Hmm. It's not a dungeon. It's a nerve center. In these tunnels we can get anywhere in the city. Pe bune? All without being seen. We have eyes everywhere. Really? Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? Hmm. This place has served us well for 600 years, Pisspot. Whoa. And how long were you standing in the dark waiting for me? Not long. Guillaume spotted you from the bell tower. The fuck? Stai, ce bell tower? Well, it was quite the entrance. Are you mocking me? Hmm. No, no. God's truth, very theatrical. Shut up. We're here. The candidate will approach. Ne arătăm bine. Wow. Ce învârteală. Salut. The fuck is this place? Mom. So, the son of Charles Dorion returns to us. Da. Well, I thought you wouldn't come, but changed your mind. Nu știu. I'm tired of running from my failures. Monsieur de Lacerre, my father. I want to make it right. Așa. The death of Grandmaster de Lacerre weighs on you. Why? Did you wield the blade yourself? Does it matter? The blame still lies with me. Inna the Nubahu tukilu kailai. Hal antamuda akidon min? Anna kadalik. Inna ukadnira ala muajati el muhakama. Dar bine că vorbiți într-o swahilească de... Out of the dark you come into the light. From the light you will return to the dark. Are you prepared to travel the eagle's path? Sure. That's a fancy way of asking, do I want your help? Yes. Then drink. Să beau ce? O, doamne, ăștia vor să mă drogheze cu ebola ceva pe aici. Eu nu știu dacă ebola se ia prin pahar, dar... Vă spun că asta vor să facă. Mamă, dar mișto paharul ăla, sincer. Foarte grafic, să zic așa. Oh, shit. Whoa, groovy. Ioi. Băi, ești nebun. Mă simt de parcă n-aș avea picioare. Mă simt de parcă aș pluti, what the f... Naștere, puerilus, inventus, adultus, mortis. Oh shit, asta e perioada vieții mele. Uiii, holy shit, ce? Mordel tasul, chestii, poze, mai multe poze, Shit, son. Când cineva a spus că sunt drogat. Am avut dreptate că sunt foarte drogat. Wow. Can I go with you, father? Courage, my boy. You wait just here. Why? I will return when this hand reaches the top and there is to be no mischief. Mă sperie statuile. Mama. Bă. Father, where is that boy? I'm certain he's 6 o'clock. We should be well away. Father, it's me. What the hell? Doamne, ferește! Nici nu-mi dau seama ce se întâmplă. Totul se crapă, totul se crapă, se sfărâmă, se zdrobește, se pocnește, what the... Mamă, mi-ai făcut totul din cranii. Șmecher. Ce pot spune? Foarte World of Warcraft-ish style. Holol. Cât de tare. Cine e ăla? What the fuck? Ăla e un assassin sau ceva? Dar nu-i mort în aceeași poziție cum era mort atunci.
Scrisoare. Citește-o, boss. Se pare că nu vrea să o citească. Calmează-te. Cumva jucăm Devil May Cry. Shit. Nici că jucăm Devil May Cry aici. Suntem în limbo. Mamă mie. Pe aici. I found that in four of my father's study. Unopened. Vai de capul meu. Mamă, deci jur că jocul ăsta să mă bage în ciudățenii. Vai de capul. Misiul de la Ser, cine-i frate ăla? Asasinul Templar rău. Jesus. Ok. Scena asta parcă e scoasă din Silent Hill și nu-mi place Silent Hill. Mortis. Ok. Juventus. Natus. Wow. Tu cine măta mai ești? Nu mai înțeleg nimic ca ce s-a întâmplat. Ok. Ah, kill the assassin without being detected. Te nu citiți în chestia de jos. Da, îl văd. Cu ce l-am omorât? Aveam armă? Trebuie să mă uit pe filmare să văd dacă aveam ceva. What the fuck? Ezio, cine mă tai? De jur. Sunt un random dude. Sper nu să crezi cu barba mai mult de când suntem în lumea paranoia. The hell? Salut, maestri Jedi. Cu ce vă pot ajuta? These are the words spoken by our ancestors. The words that lay at the heart of our creed. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the brotherhood. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Nu era everything is permitted. Ceva. Rise, assassin. Holy shit. Cât de șmeche. Arno Dorian is dead. He has been culled from this world. His sins and failures turned to dust. Tonight he is reborn, a novice of the Assassin Brotherhood. Șmeche. Drăguț. Acum dăm costumul. Acum dăm costumul. Nu mă interesează, îmi vreau costumul. Bob vrea costumul. Bob demands a costum. Asta a fost mișto, adică... Bine, mă așteptam un fel de trial mai trial decât chestia asta, dar a fost ok. A fost în regulă. Foarte șmecher. Nu pot nega. Loading screen mirobolant. Engaged. Băi, cred că a optimizat jocul mai bine. Sau mi se pare mie. Că văd că placa mea în video nu mai face figuri așa de mari. Deci aș putea să dau puțin setările puțin mai tare. Now that you've experienced life as an assassin, are you willing to put the fight and join us? Deacon, load the file. Ce file? Coming up. We lifted a media file from Abdergo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. Mm-hmm.
By pressing play, you'll be joining the Assassins. If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abstergo's clutches, press play, sit back, and ready yourself for the truth. Dar cine e ăsta care... Good choice. Welcome to the Assassins. Initiate. Tot nu mă prind. Level V Security Clearance. What? Project Finivit. Ai, frate. What the hell? Abstergo Industries. Eu mi-am dat de Kyocel. Ah, shit, se derulează prea repede. It was theorized that human DNA worked via the triple helix model. The fuck? Some years later, the work of Crick and Watson demolished this theory in favor of the double helix. Așa. Today, we know the double helix to be indisputably the basis of all life. So why did the triple helix theory gain so much traction? Huh? Why did Rosalind Franklin's X-rays seem to confirm it? It turns out that their initial samples had been taken from small traces of precursor DNA. The rare genes of an ancient race embedded in our own. The fuck? We now know that triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. What the hell? Animus technology. Precursor history will be open to us for the first time ever. Ancient languages will be unlocked and ancient technology ours for the taking. Imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of Eden. Such discoveries would surpass 100-fold. Chestia asta am avut-o, mărul am avut-o, dar sabie am avut-o abia acum la începutul jocului. Rich sample of precursor DNA in a donor. Whose genes contained human and precursor John DNA Standish. At an incredible 25-to-1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better, forever. Okay. Welcome to the Phoenix Project. What the fuck? This is... Is this true that? Okay. Acum sunt curios, dar bine, adică ce e chestia aia? So, this is where we stand. Ia zi. Last year, Abstergo acquired the body of a man we call a sage, one of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA. Cum îl cheamă? Da, ăla. In the present and in the past, the more Abstergo finds, the closer they get to their final goal. We blocked their recent attempts to find more, but Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arno Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? It turns out, at some point in his life, Arno came into contact with another sage. Așa. We need you to find out when and where these meetings took place. If Arno was present for this sage's death, it might lead Abstergo straight to his body. Naturally, we'd like to find it first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. Okay. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. Ah, aici vine co-op-ul, știi? Eu n-am cu cine să fac co-op-ul. Loading the next sequence. Nice. Bă, se pare că jocul devine din ce în ce mai bun. Așa că dați voi multe like-uri dacă vreți să vedeți mai mult. Wow, încă o revoluție. Lol, ce tare, mi-am tras costum. Schmeck. I've got something else for you. The more time you spend with Arno, the more data will have to increase your synchronization. Wow. And to activate his abilities. Here, have a look at this. Ce? Skills, range weapon, mnemonic, stun, grenade. Am doar tackle. Pe bune, acum trebuie să-mi cumpăr abilități. What? It's kind of bullshit. Vreau pistol, nu mă interesează restul. Asta ce e? Stun grenades, nu. Assassin cash și stealth.
The fuck e asta? Ce? Disguise. Mamă, oh shit, costă 6 puncte. Stai, mai era ceva acolo. A, cred că astea-s doar de multi... la co-op merg. Da, am nevoie de environmental blending, pentru că da. What the hell? Aici mi-am gradez eu HP-ul, pe bune acum îmi spui. One last thing. Oh. While you've been busy, I had Deacon do some poking around in Arno's memories. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. Huh? I don't know about you, but I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arno ran with his assassin buddies, so they'll give you an idea of what our organization is about. Just walk into the glitch. Oh, lol. And you'll get all the details. I've marked them on your map. Holy shit. Care mapa? Ah, astea-s doar așa de co-op. Active boosts. Ah, pot să-mi schimb arma de aici, drăguț. Ah, pot să o cumpăr, da. Oh, pot să schimb culoarea. Drăguț. Asta ce e? Ah. Ce culori bălegoase. Asta ar ușor arată, nu? Lăsăm așa albastru. Head? Ce e head? Oh, asta e tare. E, ciudată. Asta e șmechere. Hack upgrade. Huh. Arnold's original hood. Arată mai bine original hood. Ia să-i zicem ce mai are. Drăguț. Mamă, câte costumizări, frate, să-mi bat picioarele. Deci o să stăm aici o grămadă. Nu, ca sigur o să stăm aici. Nice. Chest, yeah. Oh, this is so cool. Oh my god. Ioi, cât de șmecher. O, ăsta-mi place, seamănă puțin cu aia de well. Din Assassin's Creed 3. Șmecher. O, ăsta mă face knight. Cât tare și asta e, ce mai e, forearms. Super șmecher. Asta e și mai tare. Jocul ăsta devine din ce în ce mai bun. Asta e tare. Ia ce belturi are. Clar. Să mă documentez care set e cel mai bun și pe ăla să mi-l fac. Legs. Mișto rău. Și outfituri. Assassin. Am play Assassin's Creed Unity Companion. Am făcut asta. Oh, play Assassin's Creed Initiate. Asta e ala de la... Așa. Ezio, play Assassin's Creed Initiate. Ok. Asta-l vreau. Initiate. Deci să joc Initiate. Oh, me gusta. Me, mamă. Asta e mișto. Foarte tare. Ok, lumea, cam asta ar fi tot și pe această parte din Assassin's Creed Unity. Sper că v-a plăcut, nu uitați să like, subscribe, share și comment. Și ne vedem data viitoare, pa, pa!